despre situația în energetica Republicii au vorbit astăzi la ședința cu prezidentul. Sistem fiscal simplificat. Trecerea la el e posibilă direct la locul de muncă. Și despre întrunirea metodică republicană a pedagogilor din învățământul primar. Bine v-am găsit, e ora știrilor în limba moldovenească. Noi continuăm să vă informăm despre principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, despre aceasta relatăm chiar acum. Vadim Krasnoselski a răspuns la întrebările publicației Adunării Federale a Federației Rusie, Parlamentskaya Gazeta. Și unul din aspectele discutate, asigurarea cu gaz a Republicii. În octombrie curent, din motive care nu depind de partea nistreană, volumul livrărilor de gaz natural a fost redus. Din ce cauză s-a întâmplat aceasta? Octombrie și noiembrie s-au dovedit a fi luni de încercări pentru sectorul nostru energetic și pentru statul nostru, dar nu putem spune că aceasta s-a întâmplat brusc. Nistrenia s-a dovedit a fi o statică a relațiilor complexe și instabile de lungă durată dintre Gazprom și Moldovagaz. În octombrie s-a redus volumul livrărilor de gaz rusesc către Moldova. În noiembrie, Moldovagaz a redus volumul de gaz livrat Nistreniei cu aproape jumătate față de luna trecută, ceea ce a fost o încălcare gravă a condițiilor contractului dintre Moldovagaz și Gazprom, unde este indicat clar volumul pentru Nistrenia. Moldova însă pur și simplu nu are nevoie de cantitatea de gaz pe care o ia în prezent. Ea acumulează diferența, iar în Nistrenia în acest timp e deficit de gaz. A fost introdusă starea de urgență în economie din 21 octombrie 2022. Întreprinderile industriale mari au fost oprite. Transportul public a încetat să funcționeze ca anterior, iar temperatura în obiectele sociale a fost redusă. Pornim de la condițiile în care ne aflăm, luăm decizii care corespund realităților actuale, dar în același timp sperăm că rațiunea va prevala. Insistăm asupra dialogului. Sunt recunoscător nistrenilor pentru înțelegerea lor. Da, aceasta este o încercare, dar nu este prima dată când facem față dificultăților. Le vom depăși și pe acestea. Acum toate eforturile se concentrează asupra asigurării populației și instituțiilor cu lumină și căldură, îndeplinirea obligațiunilor sociale și păstrarea colectivelor de muncă. În afară de problemele cu gazul, în mod constant ne sunt create obstacole în calea activității economice externe, furnizării de mărfuri importante, inclusiv medicamente și produse de protecție a plantelor. Se creează bariere artificiale în libera circulație a persoanelor și mărfurilor. Cu toate acestea, Nistrenia este întotdeauna deschisă și gata pentru dialog civilizat cu Moldova. Întotdeauna am spus că soluționarea conflictului este posibilă doar prin diplomație, la masa de negocieri. Nu ne vom dezice de această poziție. Ne concentrăm asupra rezultatelor reale care ar contribui la îmbunătățirea relațiilor moldo-nistrene, la rezolvarea problemelor oamenilor. Moldova, deși își declară public disponibilitatea de a negocia cu Nistrenia, de fapt face exact opusul, folosind și situația regională dificilă pentru a-și acoperi inacțiunea. În prezent, Chișinăul a ieșit de fapt din majoritatea acordurilor încheiate anterior. Cu toate acestea, nu vom închide ușile, a menționat prezidentul. Sperăm la reluarea și dezvoltarea dialogului cu Moldova. Suntem gata să mergem mai departe în negocieri la orice nivel. Despre situația în energetica Republicii au vorbit astăzi la ședința cu prezidentul. Livrarea gazului natural în Moldova și Nistrenia se păstrează la nivelul 5,7 milioane de cubi în 24 de ore. Republica primește în fiecare zi 2,3 milioane de cubi de gaz. Sergiu Bolonic, ministrul dezvoltării economice, a specificat că respectarea disciplinii stabilite de luarea gazului, îndeplinirea planului activităților orientate spre economisire, vor permite a încheia luna curentă cu o rezervă de jumătate de milion de cubi de gaz. Referitor la energia termică, apoi situația e stabilă. Însă, luând în considerație condițiile climaterice, scăderea temperaturii s-a decis de a majora temperatura în sistemele termice cu 7 grade. Vineri am făcut acest lucru și am ridicat temperatura până la 57. Sunt indici standard pentru energia termică. Dacă e să vorbim despre probleme, apoi sâmbătă la Râbnița s-au deconectat câteva stații termice. Distribuirea căldurii a fost renovată timp de o oră. Vadim Krasnoselski a întrebat despre nivelul apei și activitatea centralei hidroelectrice de la Dubăsari. La moment, situația e stabilă, nu se așteaptă o ridicare a nivelului apei și nu se prevede o aruncare din partea Ucrainei.
Trei nivele ale medicinii, așa va fi de la începutul anului viitor. Aceasta este optimizarea. Terapeuții controlează pacienții și stabilesc diagnoza. Este prima treaptă. Dacă e nevoie, sunt trecuți la nivelul 2, internarea în spital. Ele vor activa în fiecare oraș. Există și a treia treaptă, a ajutorului medical înalt tehnologic. În capitală, medicii de la Spitalul Clinic Republican deja activează conform acestei scheme. Sergiu Drâga, locuitorul orașului Dnistrovsk, a venit la Tiraspol la operație. Chirurgii îi vor înlocui articulația coxofemurală. Anestezia e locală. Pacientul are nevoie de schimbarea articulației. În Istrenia, deja un an, sunt realizate asemenea operații. Pe timpuri, acest ajutor medical era acordat de specialiști din Chișinău. Acum chirurgii noștri fac totul singuri. Garanția 25 de ani. Operația este gratuită. Din contul bugetului. Funcționează programul de stat. Se tratează pacienții din întreaga republică. Aceasta e secția de chirurgie facial-maxilară de la Spitalul Clinic Republican. În sala de operații sunt cei mai buni chirurgi. Operația a durat 4 ore. Totul s-a sfârșit bine. La noi în zi sunt efectuate 5-6 asemenea operații. Medicii în secția de chirurgie facial-maxilară efectuează operații la cap, gât, la fel și pacienților care suferă de boli oncologice. Aceste operații se consideră ajutor medical de nivelul 3, înalt tehnologic. Asemenea operații pentru copii se fac în Centrul Republican al Mamei și Copilului. 24 de ore în jur putem primi copii grav bolnavi din orice oraș și raion. Ajutorul neurochirurgical la nivel înalt este oferit la noi. Le facem operație copiilor cu hemoragie intercerebrală. Ea trebuie să fie efectuată în cele mai scurte termene. Recent am avut două asemenea cazuri. Am acordat ajutorul medical la timp și mamele cu copiilor au plecat sănătoși acasă. Deja 10 ani maternitatea lucrează în baza sistemii de 3 nivele. În urma optimizării, în Republică vor rămâne 4 centre mari pentru copii, la Tiraspol, Bender, Grigoriopol și Râbnița. Acolo vor acorda ajutor calitativ. Și aceasta e principalul. Inspectoratele fiscale au venit la piețele din capitale. Antreprenorii direct pe loc pot perfecta trecerea la sistemul simplificat fiscal. Reamintim, până la anul nou trebuie să o facă toți cei care comercializează mărfuri nealimentare, alimentația publică, transportările de încărcături, buticurile. Tiraspol, Piața Verde, blocul însorit. În afară de buticuri, acum aici e și punctul inspectoratului fiscal. Direct pe loc poate fi perfectată trecerea la sistemul simplificat de impozitare. Antreprenorii nu se rup de la procesul său de lucru. Acum totul se face comod pentru ei. 5-10 minute pot găsi pentru a veni la noi la consultare. Totul se face aici pe loc. Din documente e necesar doar pașaportul și brevetul. Fotografia se face pe loc. Inspectorul fiscal la piață lucrează în zile de muncă, de marți până vineri, de la 9 dimineața până la 16. Tot aici poate fi achitată și taxa de stat, 14 ruble și 50 de copeici. Peste 3 zile, tot încoace, venim după permis de trecere la sistem simplificat. Propunem la alegere, sau antreprenorul vine la noi în inspectoratul fiscal și ia permisul, sau la dorință îl aducem încoace și îl eliberăm aici pe loc. Inspectorul fiscal primește documentele și la piața de construcții Sputnik. Inspectorii vor veni și la alte piețe în centre de comerț, până ce formează graficul. Reamintim, până la anul nou, la sistem fiscal simplificat trebuie să treacă o parte a business-ului mic care acum lucrează cu brevet. E vorba de toate mărfurile nealimentare, alimentația publică, transportarea de încărcături, magazinele. În loc de brevet va fi impozitul, 3% din cifra de afaceri. În Istrenia a început săptămâna de activități preventive către Ziua Mondială de Luptă cu SIDA. Le desfășoară Centrul pentru Prevenirea și Controlul SIDA-i și Bolilor Infecțioase în cadrul implementării măsurilor orientate spre reducerea mortalității și formarea modului sănătos de viață în rândurile populației.
Мы уже традиционно в преддверии 1 декабря. Deja tradițional în fiecare an, în ajunul zilei de 1 decembrie, Ziua Mondială a Luptei cu SIDA, efectuăm măsuri de prevenire a acestei boli. Fiecare doritor poate trece un test rapid la boli infecțioase, de luni până vineri, și poate primi consultația medicului. Astfel atragem atenția la problema infecției HIV, hepatitei, pentru că, cu părere de rău, printre populația noastră aceste infecții sunt destul de frecvente. Toți doritorii pot trece testul rapid la HIV, hepatită virală B și C, pot primi sfaturi de la specialiștii instituției în perioada 28 noiembrie-2 decembrie de la 8:30 până la ora 15. Centrul este situat pe teritoriul Spitalului Clinic Republican din Tiraspol. La Dubăsari, în baza Școlii Medii Moldovenești numărul 3, a avut loc întrunirea metodică republicană. Au discutat despre instruirea primară. Au participat reprezentanții domeniului din Republică, ai Uniunii Moldovenilor din Nistrenia. La început, elevii au salutat oaspeții cu un mic concert, creându-le bună dispoziție pentru o muncă eficientă în timpul mesei rotunde. Apoi cei prezenți au fost invitați în muzeul local, Mândria Școlii. Aici sunt prezentate diverse exponate ce țin de tradițiile și cultura moldovenilor, istoria instituției în cauză. Însă și masa rotundă a fost consacrată temei componentului republican ca mijloc de realizare în pregătirea specialistului competent. E de menționat că majoritatea pedagogilor de astăzi și-au făcut studiile la Universitatea de Stat Nistreană. La lucrările conferinței au asistat și reprezentanții instituției date, care pregătește cadre pentru Republica noastră. De data aceasta am hotărât să organizăm platforma de discuții în baza unei școli din Republică. O bună parte din pedagogii școlii numărul 3 sunt studenții noștri. Am hotărât să vedem cum au crescut ei pe tărâm pedagogic, ce au obținut. Doar scopul principal al unor asemenea întruniri e pregătirea învățătorilor de calificare înaltă. Pe parcurs au fost discutate întrebări și proiecte ce țin de procesul instructiv-educativ în segmentul primar. Ce a fost obținut și ce urmează încă de făcut? A fost abordată și întrebarea insuficienței cadrelor pedagogice, îndeosebi în școlile de la sate. Când sunt prezentă la așa mese rotunde, să zic, înțeleg situația toată reală. De-ar fi și mai multe așa mese rotunde, cred că noi ar porni-o din loc mai, în tempo mai grăbit. Așa activități cum a fost astăzi, într-adevăr, trebuie permanent. Deoarece aici se schimbă schimbul de experiență pentru pedagogi. Ne vedem cum pe care pas, pe care cale a plecat fiecare. Noi trebuie să luăm și noi ca să vedem și noi să ne mișcăm, să fim la un nivel mai înalt. Toate acestea se realizează în privința lucrurilor, în privința cum proiectării când se face toate aceste proiecte. Asta de atât își face acest schimb de experiență, care noi suntem satisfăcuți de așa lucru, de așa măsuri. Și sperăm că o să ajungem și noi ceva mai sus. Apropo, pentru cei care n-au avut posibilitate să vină la fața locului, a fost organizată și discuția online. Râbnița în obiectivul tinerilor fotografi. Au făcut bilanțurile concursului, el a fost consacrat zilei orașului. Fotografia de stradă, un tip aparte al artei, au demonstrat-o tinerii fotografi din Râbnița. Pe imagini e ilustrat sufletul orașului. Primul loc îi aparține unui fotograf profesionist, Dumitru Tofan. El a reușit să prindă în obiectiv fulgerul. Exact din acel unghi se văd bine cele mai cunoscute locuri din Râbnița. Și însuși fulgerul subliniază, îi oferă volum întregului nostru oraș. Locurile 2 și 3, imagini de debut ale fotografilor începători, elevilor le-a reușit să execute cadre cu note nostalgice. Am fixat vechiul port fluvial. După el, vechea navă, Moscova, care e pentru mulți un moment nostalgic. E cadrul estival pe fundalul apusului. Piața și, în genere, orașul nostru poate fi frumos în orice timp. Ploaie, zăpadă, soare. Fotografia dată am făcut-o pe timp ploios. Pe toate fotografiile le unește dragostea față de orașul natal. Toate ele își vor ocupa locul de cinste în colecția Râbniței, căci curând de tot și ele vor deveni istorie.
În anul viitor, Râbnița va împlini 395 de ani, către jubileu va fi la fel concursul de fotografie. Deja pot fi adunate imagini ale orașului iubit în divers timp al anului. Mai multe despre aceste și alte știri aflați în ediția de seară Căb și pe rețelele noastre sociale. Iar noi vă dorim cele bune în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!